Președintele Maia Sandu vrea să declanșeze procedura de dizolvare a Parlamentului. Șeful statului a anunțat într-un briefing de presă că a trimis o sesizare la Curtea Constituțională pentru a constata circumstanțele dizolvării legislativului. Parlamentul a eșuat să aleagă un guvern din două încercări și după 45 de zile de la prima solicitare de investitură, iar de la demisia guvernului Chicu au trecut mai mult de 3 luni. Ca și experții în drept constituțional, consider că sunt întrunite circumstanțele legale pentru dizolvarea Parlamentului. Decizia președintelui a fost anunțată la scurt timp după consultările repetate organizate la președinție și a fost dur criticată de majoritatea fracțiunilor. Într-o postare pe Facebook, liderul PSRM Igor Dodon a scris că Maia Sandu acționează iresponsabil, așa cum alegerile anticipate, organizate pe timp de pandemie, ar însemna o catastrofă umanitară. Potrivit socialistului, șeful statului este interesat doar să obțină câteva mandate în plus pentru PAS. Dodon mai afirmă că socialiștii vor face uz de toate căile constituționale și politice pentru a nu admite în viitorul apropiat un scrutin parlamentar. Deputații din platforma DA insistă în continuare că singura soluție este investirea unui guvern. Dacă decizia Curții Constituționale va fi de confirmare a circumstanțelor, noi în următoarele 5-6 luni vom trăi situația de haos cu un guvern care nu își dorește și nu poate să gestioneze situația în țară. Și președintele grupului parlamentar Pro-Moldova, Adrian Candu, afirmă că intenția șefului statului nu este oportună. Declarațiile președintelui Maia Sandu și intenția sa de a merge la Curtea Constituțională, nimic nou, foarte previzibil. Noi asta știam, că va organiza formal doar consultările pentru a pune tic că a realizat aceste consultări pentru a putea merge la Curtea Constituțională. La rândul său, deputatul partidului Șor, Marina Tauber, susține că decizia președintelui demonstrează că Maia Sandu a mimat consultările cu formațiunile politice. Era clar că doamna Sandu are scenariul ei și decizia deja luată. Deci aceste consultări au fost doar o formalitate. Cred că este prea cinic să jucăm de apolitică acum. Mi pare rău că noi continuăm să mergem în beznă. În schimb, președintele interimar al PAS, Igor Grosu, a scris pe Facebook că oamenii cer alegeri parlamentare anticipate. Potrivit lui Grosu, cetățenii vor în legislativ deputați care să le reprezinte interesele și nu se vând ca la piață. Iar ministrul în exercițiu al justiției, Fadei Nagacevski, a scris pe aceeași rețea de socializare că, prin acest demers la Înalta Curte, Maia Sandu nu face altceva decât să încalce legea supremă și să creeze o nouă criză constituțională. Asta deoarece există o majoritate parlamentară care vrea să investească un nou guvern. Președintele PDM, Pavel Filip, nu a răspuns la telefon pentru a comenta decizia Maiei Sandu.